Autoritățile se pregătesc pentru manifestările religioase cu ocazia zilei botezului Domnului. Numărul mare de credincioși așteptați la slujbă determină oamenii legii să ia măsuri de siguranță speciale. Astfel, pompierii vor fi prezenți la slujba de sfințire mare a apei. Pompierii Constantin recomandă slujitorilor bisericii și credincioșilor să asigure respectarea unor minime măsuri principale. Cetățenii trebuie să țină lumânările aprinse cât mai departe de haine și de obiectele combustibile, precum icoane, decoruri, mobilier, coroane. Totodată, la locul unde se va desfășura procesiunea, va fi și un echipaj de paramedici în mort, care vor acorda primul ajutor medical de urgență persoanelor cu posibile afecțiuni medicale. Nu doar pompierii vor fi prezenți pentru a preîntâmpina eventualele evenimente neplăcute. Peste 40 de jandarmi constanțeni vor asigura ordinea la manifestările de bobotează. Cei care vor să participe la sărbătoare trebuie să știe că la ora 8:54 un alt preasfințitul Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Ora 11 de la Catedrală se va porni în tradiționala procesiune de bobotează până în portul turistic Tomis. La 11:45 în portul turistic Tomis, ierarhul Tomisului împreună cu un sobor de preoți și diaconi va oficia slujba de sfințire mare a apei. Numărul credincioșilor care participă la sfințirea apelor este în creștere de la an la an, astfel că și biserica se pregătește cum se cuvine. Anul acesta Arhiepiscopia a pregătit 170.000 de sticluțe pentru credincioși, cu 20.000 mai multe ca anul trecut. Pentru că an de an dorința constanțenilor este mare și noi încercăm să le răspundem cu dragoste oferindu-le aghiazmă la sticluță. Meteorologii spun că gerul bobotezei se va resimți din plin la malul mării, iar marea va fi extrem de agitată. Din cauza codului galben de vânt emis de meteorologi, slujba de bobotează anul acesta se va oficia în portul Tomis. La finalul procesiunii din portul Tomis, arhiepiscopul Teodosie va arunca cele 3 cruci în apă. Despre tinerii care le găsesc se spune că vor fi sănătoși tot anul și că Dumnezeu îi va ocroti.